Daniela Cârlan, sportivă antrenată de Lorena Boberski, va fi singura reprezentantă a Clubului Sportiv Municipal Zalău la Campionatul Național de Maraton, programat duminică la București. Cealaltă maratonistă, Paula Todoran, nu va lua startul în cursa din capitală, antrenorul Mirel Seișanu motivând că sportiva sa nu este pregătită și refăcută complet după Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Federația Română de Atletism organizează duminică ediția din acest an a Campionatului Național de Maraton, competiție ce va avea loc la București și care este rezervată seniorilor și tineretului. Silviu Mureșan, directorul Clubului Sportiv Municipal Zalău, ne-a informat miercuri că la competiția din capitală vor lua startul ambele maratoniste care au reprezentat clubul și România la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de la Rio. Antrenorul Paule Todoran, Mirel Seișanu, a precizat însă că sportiva pe care o pregătește nu va participa la maratonul de la București, nefiind refăcută complet după Jocurile Olimpice, dar nici pregătită pentru a alerga la Campionatul Național de Maraton. În schimb, va alerga Daniela Cârlan, atletă pregătită de Lorena Boberski. Chiar dacă sportiv originară din Sibiu a abandonat maratonul olimpic, desfășurat la începutul lunii august, Cârlan își propune câștigarea unei medalii în proba de duminică, acesta fiind de altfel și obiectivul propus de conducerea clubului, după cum a afirmat directorul Silviu Mureșan. Săptămâna trecută, Daniela Cârlan și antrenoarea sa, Lorena Boberski, au fost premiate fiecare de autoritățile locale cu suma de 5.000 de lei pentru îndeplinirea baremului de calificare și participarea la Jocurile Olimpice de la Rio, după ce proiectul fusese făcut inițial doar pentru Paula Todoran și antrenorul Mirel Seișanu.